După victoria de acasă cu Luceafărul Oradea, fotbaliștii de la ACS Poli Timișoara se pregătesc de intermediara de miercuri cu CSM Râmnicu Vâlcea. Alb-negri vor să spargă gheața în meciurile din deplasare și să obțină prima victorie în partida cu oltenii. Până acum, ACS Poli a obținut doar rezultate de egalitate în partidele din deplasare. Ne dorim din tot sufletul să ne consolidăm această continuitate de invincibilitate. Cred că este posibil și realizabil datorită faptului că preocuparea jucătorilor pentru a juca un fotbal cât de cât calitativ de la o etapă la alta se vede și tot ceea ce înseamnă club se pune la punct și încearcă să asigure tot ceea ce ține de el condiții pentru a realiza performanță. Încercăm și cu siguranță vom reuși să avem o atitudine pozitivă și să scoatem un rezultat favorabil. Atât de mult și râvnita victorie în deplasare, cum o spuneți dumneavoastră. Șeroni, Boldea și Secheli sunt fotbaliștii care au fost păstrați de la Recaș și care sunt titulari în lotul lui Poli. Mă bucur că am primit această șansă și am demonstrat că avem valoare, declară fundașul Șeroni, unul din marcatorii din meciul cu Luceafărul. Deci am primit șansa și cu asta am demonstrat că avem valoare și de aia jucăm aici. Și încrederea antrenorului care ne-a dat-o până acum. Spargeți gheața? Sper, acum avem un meci foarte greu la Vâlcea, sper să venim cu cele 3 puncte aduse de acolo și să ne apropiem de locurile fruntașe de sus.